În seria 7-a din Liga a 3-a de fotbal, CSM Devașa a păstrat ultima poziție de pe podium și a egalat la puncte pe cea de-a doua clasată, Pandurii Târgu Jiu. Acest lucru se datorează faptului că devenii au trecut la orăștie cu 4-1 de Progresul Ezeriș, echipa de pe locul 5, iar gorjenii au făcut doar egal acasă, 0-0 cu Jiul Petroșani, penultima clasată din serie. Ștefan Nanu, antrenorul principal de la CSM Deva, a apreciat jocul elevilor săi care au reușit să depășească un moment dificil în care erau să fie egalați de formația din Caraș-Severin. Un joc foarte bun, am început bine jocul, cu pressing de sus, am avut posesie deja în minutul 17-18, 2-0, a venit un gol la o fază fixă a lor, un corner care au redus din diferență, s-a făcut 2-1, imediat la un minut mi-a greșit Bloj, o pasă a ieșit penalti. Noroc că au ratat, dar în punctul meu de vedere, a doua repriză am făcut două schimbări, l-am scos pe Iordache, e un copil care din punctul meu de vedere are calitate foarte bună, are o problemă de adaptare în sensul că încă nu e constant și e normal, e copilul nostru, are 17 ani, 2003 născut, eu îl văd un jucător de viitor. Am făcut două schimbări din punctul meu de vedere inspirate, 2-1 la pauză, l-am băgat pe Dobre în locul Iordache și pe Branier, iar un copil de 2004, a jucat în mijloca stângă în locul lui Vasilescu. Doua de repriză a fost mult mai bună, mult mai dinamică și ne-a creat mai multe ocazii. 4-1 este un rezultat frumos. Felicit pe această cale băieții pentru că de mult n-am mai avut așa un parcurs bun și pot să vă spun că-s mulțumit și de rezultatul care l-a făcut Pandurii care au pe locul 2-0-0 acasă cu Jiul Petroșani. Principalul devenilor speră ca echipa sa să aibă o evoluție la fel de bună și în etapa noua, ultima a turului sezonului regular. CSM Deva va juca sâmbătă 23 octombrie de la ora 15 în deplasare cu Viitorul Șimian, a șasea din serie, echipa din Mehedinți impune punându-se în runda precedentă cu 1-0 pe terenul Lanternei Roșii Aurul Brad. Etapa viitoare, la ce ne așteptăm? Un meci greu, jucăm la Șimian, se joacă la Severin, o echipă care are 4-5 jucători cu ștate vechi la Liga 2, vom avea un meci greu, mergem să luăm punct sau puncte de la Șimian. Celelalte două echipe hunedorene din serie, Jiul Petroșani și Aurul Brad, vor avea meci direct în vale, tot sâmbătă și de la aceeași oră.